Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. O ediție specială cu ocazia aniversării a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire. Din acest moment, statul român a intrat în perioada sa modernă prin reformele începute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și a făcut primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. Despre această zi, de o importanță hotărâtoare pentru unitatea românilor de pe ambele versante ale Carpaților, vom discuta astăzi cu oaspeți de seamă, istorici renumiți, dar și români transilvăneni, care și-au făcut un scop în viață în a păstra și a promova tradițiile și obiceiurile neamului nostru. Partenerul meu de dialog de astăzi este jurnalistul Viorel Nistor, pe care îl salut. Bine ai venit! Bună ziua, încântat să mă aflu aici! De asemenea, se află alături de noi, în prima parte a emisiunii, domnul profesor universitar doctor Ioan Bolovan, prorectorul a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, precum și cercetător științific, unul, la Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii noștri! Și, nu în ultimul rând, istoricul Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Bună ziua! Găsit. Bine ați venit în această zi de sărbătoare și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Aș vrea să vă întreb, domnilor, ce a însemnat această zi extrem de importantă pentru românii din cele două principate, dar și pentru transilvăneni? A fost un moment de bucurie. Asta este cert, atât la București cât și la Iași, în primul rând, și apoi în ambele principate, Moldova și Țara Românească, vestea alegerii lui Alexandru Ioan I drept domn și al Țării Românești, pentru că la 5 ianuarie fusese ales la Iași domn al Moldovei. A fost un moment de sărbătoare și avem mărturii din epocă, atât ale românilor cât și ale străinilor aflați la vremea respectivă într-una din cele două țări, care au înregistrat entuziasmul popular din 24 ianuarie. Entuziasmul, sigur, la scurt timp a fost abandonat pentru că pentru Alexandru Ioan Cuza n-a fost o domnie ușoară, au fost 7 ani denși, plini de realizări, dar care n-a întrunit întotdeauna entuziasmul tuturor. Avem numeroase mărturii în acest sens că reformele pe care el a vrut să le introducă și pe care le-a și introdus nu s-au bucurat de adeziunea tuturor, în special la elitele politice, la o parte a boierii, mi-a existat o reticență vis-a-vis de reformele sale, dar revenind la 24 ianuarie, atunci a fost un entuziasm quasi general. Asta a fost important să reținem pentru 24 ianuarie 1859 și nu ce a urmat după eforturile, munca intensă a lui Cuza și a echipei sale, greutățile pe care a trebuit să le depășească atât interne din partea unor boieri, dar și opoziția externă, pentru că marile puteri n-au privit întotdeauna cu ochi buni ceea ce se întâmpla. Și abia după 2 ani a fost recunoscută unirea. Practic după 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, în decembrie 1861, marile puteri au recunoscut faptul că în perioada următoare și numai pe durata domniei lui Cuza poate să existe un singur guvern, un singur parlament, o singură capitală. S-a consacrat oficial acest moment al unirii depline prin deschiderea la București la 24 ianuarie 1862 a primei adunări comune pentru cele două principate, că până atunci au funcționat două guverne, două parlamente în Iași și în București. Aș vrea, dacă îmi permite, să intervin cu o întrebare. Așa privită de departe și oarecumva simplistă, lucrurile chiar așa par. Adică a fost firesc să se producă unirea două principate. De bună seamă că în spate se află un proces politic și diplomatic asupra căruia cred că avem reprezentări fie foarte simple sau poate chiar deloc. V-aș întreba a cui credeți că a fost mai ales meritul realizării acestui act extraordinar în istoria României? Domnule Sălăgean. Acest proiect dacic care prevedea reunirea tuturor părților națiunii române într-un singur stat are o vechime foarte mare. Practic despre planul dacic se vorbește din secolul al XVI-lea.
Se știe și este foarte cunoscut momentul Mihai Viteazul, dar nu vom insista acum asupra lui. În secolul al XIX-lea, aceste proiecte de realizare unor confederații danubiene, de realizare unor confederații care să reunească până la urmă toate părțile neamului românesc, au început să apară și până la urmă probabil că meritul pentru acest moment, 1859, a trebuit considerat unul colectiv și anume unul al generației de la 1848. Practic e o generație extraordinară cu oameni dedicați idei de națiune, cu oameni de o ținută morală absolut impecabilă, care continuă să fie admirat și astăzi pentru aceste lucruri. Oameni care l-au avut ca exponent în momentul 5 și 24 ianuarie pe acest Alexandru Ioan Cuza, care dintr-un personaj, să spunem, nu foarte bine cunoscut, nu extrem de autoritar, nu era o prezență foarte bine conturată, poate, în viața politică cu câteva luni sau cu un an înainte, a ajuns dintr-o dată să exprime cu o ținută absolut extraordinară, cu o eleganță și cu o forță de convingere absolut formidabilă aceste dorințe ale națiunii române și să întrupeze cumva momentul 1859. Cred că nu am reușit să înțelegem momentul 1859 fără Cuza și este foarte important de observat că practic toți autorii care s-au referit la el nu vorbesc neapărat despre istoricii care au făcut analize critice, să spunem, care sunt foarte necesare. Autorii din zona literaturii, de exemplu, nu să ne gândim la Ion Creangă, care era totuși un anti-unionist și care totuși prin lucrările sale face un elogiu extraordinar lui Alexandru Ioan Cuza și prin aceasta indirectă Unirii din 1859. Cred că trebuie să punctăm aici un lucru foarte important. Colegul și prietenul dr. Tudor Sălăgean vorbea de un merit, sigur, și al generației pașoptiste, dar și al generațiilor anterioare, care, mai cu seamă, începând cu secolul al XVIII-lea, în contextul problemei orientale, care a implicat războaie între marile puteri interesate de acest spațiu, Austria, Rusia, Imperiul Otoman, mai cu seamă, nu odată au pus pe tapet în cadrul negocierilor realizarea unui stat tampon între ele. Este cunoscută acea idee a țarinei Ecaterina a II cu regatul dacic, reluată apoi această idee în deceniile următoare, în diverse momente ale problemei orientale, când s-au încheiat tratate de pace în urma unor războaie. Dar meritul generației pașoptiste este unul extraordinar, pentru că prin 24 ianuarie 1859 s-a inaugurat primul pas al unui lung șir de pași cunoscut sub formula faptului împlinit. Respectiv, românii au acționat uneori împotriva voinței marilor puteri, punând marile puteri în fața faptului împlinit. 24 ianuarie 1859 a fost primul pas, iar ultimul pas a fost declararea independenței în mai 1877 împotriva intereselor și chiar a intențiilor unor mari puteri de a vedea România dornică să li se alăture în Areopagul Internațional ca subiect de drept internațional. Între 1859 și 1877 au fost câțiva pași importanți pe această, să spunem, politică a faptului împlinit. Practic cu forța. Cu forța. Pentru că românii au știut să speculeze și au avut atunci lideri politici care au fost și buni negociatori și au citit foarte bine și au interpretat în spirit național unele prevederi ale Convenției de la Paris din 1958. Care ar fi fost riscurile? Pentru că nu erau căile obișnuite. În politica de atunci sau în diplomația? Riscurile erau mari, sigur că da. Ne puteam trezi așa cum s-a întâmplat în istorie până atunci și de atunci, sigur, în timpul celor două războaie mondiale, cu ocuparea teritoriului național parțial sau total, dar atunci era prea aproape tratatul de pace de la Paris din 1856, care s-a finalizat în urma războiului Crimeei.
Ei, la Paris, prin tratatul din 30 martie 1856, cele 7 mari puteri s-au angajat ca să nu permită nici una dintre ele să intre cu armata pe teritoriul principatelor fără acordul unanim. Ceea ce în 1859 era imposibil să se obțină acordul celor 7 mari puteri ca una dintre ele, fie Rusia, fie Turcia, fie Austria, să intre cu armata pe teritoriul principatelor. Liderii politici români și, sigur, spiritul de negociere pe care l-ați invocat adineauri, faptul că mulți dintre ei s-au școlit la Paris, s-au școlit în Germania, s-au școlit în Occident, această generație pașoptistă, bonjuriștii. Și aveau relații, probabil. Aveau relații, au știut foarte bine prin relațiile personale și, evident, făcând anticameră în cabinetele marilor puteri, că nu va exista un consens și atunci ei pot să facă ceea ce vor în cadrul legii. Firește, au interpretat convenția de la Paris din 1958 în acest sens că nu se interzicea aceleași persoane să fie domn atât la București cât și la Iași. Da, a fost o scăpare, de fapt, de care a profitat într-un moment de grație. O misiune pe care am speculat-o în adevăr. Exact. În favoarea noastră. Revenind la acuza, într-adevăr el era outsider, deci în cărți erau, își avansau liberalii, conservatorii, oamenii, și a ieșit acuza până la urmă. Am păstrat un citat din discursul lui Mihail Cogălnicianu, un discurs adresat domnitorului după alegere. Alegându-te pe tine, domn, am voit să arătăm lumei aceea ce toată țara dorește. La legi noi, om noi. Dar omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrarul. Fă ca legea să fie tare, iar tu, măria ta, ca domn, fi bun, fi blând, fi bun mai ales cu aceea pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. Nu uita că dacă 50 de deputați te-au ales domn, însă ai să domnești peste 2 milioane de oameni. Un discurs care ar putea să fie adresat și conducătorilor noștri. Eu aș vrea să aud un asemenea discurs cu o asemenea elocință și cu un asemenea conținut, vai, cât de mult aș vrea să-l aud măcar asemănător, căci limba utilizată sigur nu se mai poate reproduce astăzi. Dar nu e așa că ne dor de un discurs adevărat românesc? Sunt discursuri extraordinar de clare cele ale epocii lui Cuza, de o frumusețe absolut deosebită, care practic creează un nou limbaj politic care ar fi într-adevăr foarte bine să fie regăsit și în ziua de astăzi. Multe dintre discursurile epocii lui Cuza sunt absolut extraordinare. Dacă ne gândim la cel din 1862, la proclamația în care spune că iată, ați ales un singur domnitor, alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie, sau la proclamația 77, către plugari în 1862, în momentul în care se realizează unirea de plină. Apoi în 1864 la legea rurală în care spune iată, sunteți stăpâni pe brațele voastre, sunteți stăpâni pe o bucățică de pământ, aveți de astăzi o patrie de iubit și de apărat. Și ceea ce este important, într-adevăr, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a dus spre făptuire acest îndemn prin reformele de care aminteați. Una dintre cele mai importante fiind și această reformă agrară. Reforma agrară, așa este. Dar și în planul justiției și al învățământului. Sigur, acum s-a introdus obligativitatea învățământului primar și obligativitatea și gratuitatea învățământului primar. Acum s-au înființat cele două mari universități ale României care au funcționat neîntrerupt de atunci. Mai întâi la Iași în 1860. A fost și un act de compensare pentru că Iașul a pierdut Bucureștiul preluând, să spunem, atribuțiile de capitală pentru cele două principale. Iată, au acceptat să piardă statutul moldovenii, de capitală. Moldovenii au primit în să spunem, compensație prima universitate pentru că cea din Iași este cu 4 ani mai devreme decât cea din București înființată în 1964 în urma legii învățământului. Dar apropo de mesaje, de discursurile care au fost foarte clare și de o elocință și de un conținut extraordinar, nu numai discursurile, dar și
literatura epocii a fost impregnată de asemenea mesaje. Să ne gândim la poezia Hora Unirei, cum a fost numită inițial de către Vasile Alexandri, publicată în Steaua Dunării, revista editată de Mihail Cogălnicianu în 1856, și am să invoc numai câteva fraze din această cunoscută poezie. Iar barea din hol de piară, piară dușmânia în țară. Suntem în anul 1856, suntem la câțiva ani de la Revoluția de la 48, în care s-au confruntat și în Moldova, dar mai ales în țara românească, liberalii sau chiar radicalii lui Rosetti, Tell, liberalii brătieni și așa mai departe, cu conservatorii. În spațiul românesc, în spațiul public, la nivelul elitelor, se resimțea această confruntare ideologică și rivalitate personală, încât nu întâmplător Alexandri, prin această poezie din 1956, când făcea apel să piară iar barea din țară și dușmânia în țară, să se ajungă la o armonizare a interesului național, atât de către liberal, conservator, radicali, democrați, de către toate, n-am putea spune, partide, că nu erau deja întrunite toate condițiile să putem vorbi de partide organizate. Erau mai degrabă grupări, tabere, dar tabere diverse ca și substrat ideologic, ca și interes. Nu numai literatura și arta, gravurile, picturile lui Teodor Aman și alții din acei ani au militat pentru o asemenea stare de spirit națională, în spirit românesc, pentru că au realizat cu toții cât de divizată este societatea românească a vremii după Revoluție. Ori, în fața lor se ridicau diverse obstacole care trebuiau înlăturate, ori dacă nu s-ar fi acționat așa cum s-a reușit într-adevăr unitar, nu ar fi fost posibil nici Unirea Mică, nici aducerea lui Carol mai târziu, nici independența. A fost meritul editei politice de atunci că a știut, lăsând câteva cazuri, că n-a fost unanimitate, să nu ne imaginăm și să nu cădem în panta idealismului. N-au fost toți liderii politici bucuroși la 1859, 62, 64, 66. Și atenționat la și atunci se pierdeau privilegii și atunci erau rivalități. Existent, dar majoritatea a contat. Da? Exact, majoritatea a contat. Adică toți cei care au fost responsabili, fie de o parte, fie de alta, a baricadei ideologice, au înțeles să pună umărul alături. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă în România anului 2017 și nu mai astăzi, nici alaltieri, de ani buni, această iarbărea și această dușmănie din țară n-a pierit, ci dimpotrivă cred și văd, observ ca și, repet, un spectator pasiv, pentru că nu sunt implicat, n-am fost implicat în acest joc politic, văd că trăim oarecum perioada de după Revoluția de la 48, dar sper totuși să ne vină un 1856 în față, apropo de poezia lui Alexandri, cineva să lanseze un asemenea apel spre unitate și să ajungem în anii următori să facem ca România să fie mai bine auzită în afară, să fie mai prosperă și să ne bucurăm mai mult la fiecare 24 ianuarie, că avem și portofelele mai pline și inima mai plină de bucurie. Ce s-a întâmplat în Transilvania după acest pas decisiv al unirii celor două principate? În cartea, vreau să facem trecere și la cartea care urmează să o lansați în 29 ianuarie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Istoria Transilvaniei. Este prins această perioadă zbuciumată? Evident că este menționată această perioadă în cartea profesorilor Ioan Aurel Pop și Ioan Bolovan, pentru că este perioada în care se deschide epoca liberală în Imperiul Habsburgic, în care românii reușesc, iată, în paralel oarecum cu evoluțiile din principatele de acum unite, să dobândească în cadrul dietei de la Sibiu o serie de drepturi pe care nu le avuseseră până atunci niciodată. De ce se lansează cartea la înclădirea în care se află astăzi Muzeul Etnografic al Transilvaniei? Pentru că, iată, dintr-o sinteză foarte comprimată de istoria Transilvaniei, care cuprinde doar
evenimentele ultra-esențiale, cel puțin 4 sau 5 dintre cele menționate în această carte au avut loc în clădirea în care va avea loc lansarea, în clădirea Reduta a Clujului, în sala în care s-a desfășurat, printre altele, procesul memorandiștilor, dar și multe alte evenimente extrem de importante din istoria Transilvaniei în secolul al XIX-lea. Este o carte care vine la capătul unui proces de sintetizare, de cercetare până la urmă, care este unul foarte îndelungat. Să nu uităm că între anii 2003 și 2008 au apărut 3 volume ale unei istorii a Transilvaniei mult mai extinse, cu mult mai mulți autori care au contribuit la realizarea sa. În cadrul acelei lucrări au fost puse la punct, au fost reluate o serie de interpretări. Iată, lucrarea profesorilor Ioan Aurel Pop și Ioan Bolovan vine să sintetizeze practic ceea ce se știe astăzi cu certitudine despre istoria Transilvaniei de la începuturile sale și până în prezent, de fapt până în perioada care a urmat Marii Uniri din 1918. O lucrare care este foarte bine structurată, o lucrare care cuprinde fragmente foarte semnificative din documente, texte narrative și alte surse istorice foarte importante, o lucrare frumos ilustrată și de asemenea o lucrare care beneficiază de aportul unei echipe editoriale, cea a editurii Școala Ardeleană, care merită să fie felicitată. Este o editură a cărei prezență în spațiul editorial clujean se face cu adevărat simțită și a adus într-adevăr o înnoire în acest domeniu. O carte pe care cred că toți transilvanenii, toți românii a trebuit să o aibă, pentru asta vreau că... Asta să vă întreb, domnule profesor, cui se adresează? Tuturor celor care sunt interesați de istoria Transilvaniei. Sigur că pentru specialiștii care doresc să știe mai multe detalii despre ce înseamnă istoria Transilvaniei din antichitate și până în zilele noastre, avem cele 3 volume de care vorbea colegul Tudor Sălăgean. Dar pentru marele public, nu neapărat istorici specializați pe alte teme, pe alte zone de interes, ci și pentru cei care sunt amatori și consumatori de istorie. Pentru că avem în România un public destul de larg, de elite culturale, de elite administrative, militare, politice. Sunt zeci de mii de oameni pentru care această lucrare poate să fie un reper în inițierea în problemele istoriei provinciei. Aș vrea să vă întreb dacă această carte, să zicem așa, suplinește niște nevoi stringente în istoriografia românească sau poate că în plus de asta are și un caracter polemic în raport cu alte cărți despre același areal istoric, alți autori sau autori străini? Cartea nu are neapărat asumat un caracter polemic. Ea se înscrie într-o tradiție care ne onorează, cred, oameni care, istorici care de acolo 100 de ani, de la Ioan Lupaș, Ștefan Pascu, Cornelia Bodea, care au murit, Constantin Daicoviciu, Silviu Dragomir, au publicat în decurs de aproape un secol mai multe sinteze de istoria Transilvaniei și unde punctele de vedere ale istoriografiei românești mai recente sau mai îndepărtate sunt aceleași în problemele fundamentale care au ridicat... dezvoltate, teme principale. E adevărat că problema continuității genezei poporului român în acest spațiu
în această sinteză este și controversată, să spunem sigur așa. Sigur că da, are câteva interpretări noi datorate academicianului profesor Ioan Aurel Pop, care a și publicat o carte despre această perioadă. Dar noi nu ne-am asumat din capul locului o viziune polemică, ci am încercat să sintetizăm și alte puncte de vedere ale istoriografiei maghiare și germane, pentru că această carte surprinde nu numai istoria românilor din Transilvania, surprinde în egală măsură și în proporțiile etnice pe care le regăsim în Transilvania de astăzi. Diversitatea acestui areal exact, istoric, multiculturalismul, exact, să spunem exact, așa. Exact, exact, exact. Sigur că multe elemente din această carte, eu știu, pentru epoca medievală, sunt asociate mai degrabă cu personalități și cu nume maghiare sau germane, pentru că ei au fost, datorită împrejurărilor istorice, la putere, au fost mai vizibili, s-au putut exprima în spațiul public și atunci și mărturile despre ei ca lideri politici, ca și creatori de valori spirituale, sunt mai degrabă ilustrante de nume maghiare. Pe măsură ce ne apropiem de epoca premodernă și de epoca modernă, firește că și românii încetul cu încetul devin cunoscuți, cum spunea și colegul Tudor Sărăgean, obțin și ei, cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp, prin dieta de la Sibiu, drepturi politice egale cu maghiarii, germanii. E și istoria unor suferinți, fără doar și poate, sau adevărat. Uneori chiar despre asta e vorba, în principal. Așa este și sunt și aspecte care, în celelalte sinteze de istoria Transilvaniei pe care le-am enumerat prin autorii citați, nu se regăsesc. Sunt aspecte de istorie cotidiană, de ce s-a întâmplat, de exemplu, în partea pe care am scris-o eu, în timpul Primului Război Mondial. Am evitat să arăt bătăliile, negocieri și așa mai departe, am pus în lumină și oamenii simpli din acest spațiu, din Transilvania, ce au făcut femeile, bătrânii, acasă, copiii, în timp ce soții sau tații erau plecați pe front, cum au reușit pe acest front intern, cei rămași acasă, să supraviețuiască și să asigure funcționarea cu alimente, cu îmbrăcăminte și cu cele necesare purtării războiului pentru cei aflați în linia întâi. Aspecte ale intimității, ale relațiilor dintre soț, soție, copii în timpul războiului. Sunt și alte părți în timpul Revoluției 1948. Confruntările interetnice care au avut loc între români și maghiari, mai cu seamă, dar și între maghiari și germani. Între români și germani au fost confruntări la 1948. Să spunem, taberele s-au polarizat. Revoluția maghiară pe de o parte, românii și sașii germanii pe de altă parte. N-am ocultat nici aceste aspecte sensibile din istoria comună a acestui spațiu, pentru că nu putem să le ocultăm. Bune și rele. Foarte pe scurt, aș vrea era să vă întreb o chestiune curtă, foarte importantă. Între românism extrem și cărțile lui Lucian Boia, care sunt mai degrabă ironice și umorale, unde s-ar plasa această carte? Sau e din alt film? Cred că această carte se bazează pe izvoare, se bazează pe o metodologie consacrată de sute de ani, dacă nu de mii de ani. Este mai degrabă o lucrare care validează ceea ce s-a întâmplat. Multe din cărțile profesorului Lucian Boia, câteva dintre ele le-am recenzat și eu, nu 2-3 pagini, ci 15-20 de pagini, sunt cunoscute de câțiva ani, n-am primit replică de la profesorul Boia, se bazează de multe ori pe scenarii ce s-ar fi întâmplat dacă. Dacă România nu ar fi intrat în război acum 101 ani, că deja a trecut 101 ani de la intrarea României în război, România, rămânând neutră în 1918, ar fi primit gratis la marile puteri Basarabia, Bucovina, Transilvania și n-ar fi fost sacrificii. Ori, nu putem să scriem cărți pe acest scenariu ce s-ar fi întâmplat dacă. Noi relatăm ceea ce s-a întâmplat, ceea ce este demonstrat, ceea ce avem izvoare, surse care sunt neperite să reconstituim cât mai aproape de adevăr ce a fost acum 50, 150 de ani, 320 de ani, nu, ce s-ar fi putut întâmpla dacă. Ori cărțile profesorului Lucian Boia, multe dintre ele, au această manieră de a face scenarii, de a interpreta în virtutea unor ipoteze care nu au în ca și fundament, în substratul metodologic, evenimentele care s-au petrecut. Care este cea mai importantă chestiune redată în această carte și urmărită de către autori? Îmi spuneți dumneavoastră, domnule profesor?
sau în cred că este foarte greu de spus. E practic o lucrare foarte bine structurată, foarte bine ponderată, o carte care încearcă să ofere o imagine obiectivă, clară, coerentă despre istoria Transilvaniei. Eu m-am inspirat din prefață, din cuvântul autorilor. Necesitatea care... acestei lucrări este ilustrată chiar de faptul că iată, se află la ediția a doua, ediția a întâia fiind epuizată complet în foarte scurt timp. Da, și ne bucurăm că această lucrare a fost lansată anul trecut în martie la cunoscutul Târg Internațional de Carte de la Paris, care se organizează în fiecare primăvară. O editură franceză a avut inițiativa și a tradus în limba franceză această carte. Recent a fost anunțați de o doamnă din Italia care a depus un proiect pentru finanțare la Institutul Cultural Român. I s-a aprobat, am înțeles, prin competiție cu alte proiecte să fie tradusă lucrarea și în italiană. Iată că ea începe să-și urmeze și un destin european cu și fără voia noastră, pentru că probabil și maniera în care a fost scrisă, încercând să acoperim nu numai istoria politică, ci și viața economică, socială, culturală, viața cotidiană, să ilustrăm atât când ne-a stat în putere istoria tuturor etniilor principale care au creat civilizația materială și spirituală pe aceste teritorii și probabil interesul care există în mediile istoriografice din afara României pentru lucrare îndreptățesc, iată, o asemenea popularizare a ei și în Franța, în scurt timp în Italia. Poate vor veni și alte oferte la care noi vom fi bucuroși să contribuim. Până în alta, invităm pe toți cei care doresc să participe la lansarea acestei cărți. Duminică. În data de 29 ianuarie, duminică, de la ora 12, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, strada Memorandumului numărul 21. De la ora? De la ora 12. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumim pentru invitație. Cu multă bucurie și la mulți ani românilor, la mulți ani cetățenilor României și tuturor oamenilor de pe pământ. La mulți ani și dumneavoastră. Ei bine, în partea a doua a emisiunii să discutăm despre proiectul unor români transilvăneni care și-au făcut un scop în viață în a păstra și promova tradițiile și obiceiurile neamului nostru. În 2014, Rodica și Ghiță Căpușan au deschis la Cluj-Napoca un muzeu viu cu peste 2000 de obiecte tradiționale, adevărate comori ale poporului român. Haideți să vedem primul material realizat la Muzeul Poarta de Sufeleag. Clujeanul Gheorghe Căpușan a crescut la țară și de mic a făcut o pasiune pentru tradiția românească, despre care spune că îi atinge o parte sensibilă din suflet. A visat de ani buni să-și deschidă un muzeu, dar nu unul oarecare, ci cu tot cu obiceiurile din trecut. Muzeul eu țin așa sufletește să fie un muzeu viu. Adică n-aș vrea numai să fie un orar, vine vizitatorul, nu are acces să pipăie, să uite la obiecte. Eu chiar aș vrea să mai îmbrace un tânăr, un costum național, o năframă, o ie, o catrință. Cele peste 2000 de obiecte tradiționale păstrate cu sfințenie de către familia Căpușan sunt acum imortalizate într-o carte menită să rămână urmașilor, astfel încât să nu fie date uitării. Omul acesta, împreună cu soția, cu familia, s-a dedicat unei idei excepționale, de a aduna comori ale poporului român, pentru o tezaurizare precisă și bine gândită în strategia ei. Toate acestea la un loc m-au impresionat în așa măsură în care mi-am dat seama dintr-un reflex scriitoricesc și de gazetar că merită o monografie. Gheorghe Căpușan nu vrea să se oprească aici, are planuri mari și vrea ca muzeul să crească în timp. Aș vrea pe viitor să construiesc câteva case pentru șezători, pentru jocuri populare, o scenă, putem, cu societatea culturală clujană, putem chiar să facem niște festivaluri. Puțin mai îndepărtat, nu acum, dar le am în suflet, le am în proiect. Muzeul poate fi vizitat în fiecare zi între orele 10 și 17. La Poarta de Sufeleag vă vor întâmpina niște oameni frumoși care au pus suflet în amenajarea fiecărui colțișor.
Alături de noi se află acum proprietarii acestui muzeu, Rodica și Gheorghe Căpușan. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Vă mulțumesc că tot așa în zi de sărbătoare ne revedem. Și vreau să vă întreb, de când ne-am întâlnit prima dată, în 2014, am fost pe la dumneavoastră aproape în fiecare an și tot mi-am dat seama cât de mult ați crescut, de la ce ați pornit și la ce ați ajuns. Despre câte obiecte vorbim? Ce spațiu aveți la dispoziție la acest moment? Ca și teren, avem 2 hectare de teren. Ca și spațiu pentru exponate, în jur de 200 de metri pătrați, care deja nu e suficient. Încercăm să, de fapt, facem un alt proiect, deja lucrăm la un alt proiect, o casă. Îmi place cum spuneți, lucrăm la un alt proiect. Da. Sunteți chiar un european. E un cuvânt foarte la modă, deci acum toată lumea are proiecte. Este european. Dar știți, vă văd îmbrăcat așa. Zice, vorbiți despre proiecte, tinește. Da, pentru că nu mai avem mult și eu trebuie să ies la pensie, nevastă mi-a deja ieșit. Și ce ar trebui să facem noi românii dacă totuși câte un pic de experiență chiar avem? Chiar îmi place aspru cum ați spus. Exact. Să audă toată lumea. Nu-i bine să stai așa tolănit în pat, în fața televizorului, mă rog. Mai stăm și la ăla, dar mai puțin. Așa că avem proiecte destul de clare și de serioase. Unul dintre proiecte care l-am făcut a fost un film care îl găsiți pe YouTube, este vorba de Drumul Cânepii. Și pe care l-ați lansat chiar în urmă cu un an, pe vremea asta. Da, pe vremea asta, acum un an. În ianuarie. E un film despre dumneavoastră sau gândit de dumneavoastră? Eu am avut o echipă, împreună cu o echipă, 2 tineri, eu și Rodica și încă 2 fete. Am așezat, bineînțeles, cu aprobări, DICOT, că... De la... La DICOT ați ajuns. Da, și de la DICOT să cultivi cânepă. Da, nu e o mare problemă, să știți. Problema o avem noi în interior, frica și punct. Am așezat sămânță în pământ și până pentru film și până la cămașă. Am făcut și o cămașă. Într-un an întreg. Și am prezentat filmul, bineînțeles, la Biblioteca Județeană. Anul trecut în ianuarie. Suntem foarte mândri, am lucrat cu câțiva tineri, care vreau chiar să-i felicit, Vasile Mate, un băiat de altfel extraordinar. El a filmat montat acest un film. Un băiat, Iosif Ciunterei, și încă 2 fete care au venit. Și apar în acest film, da. Îi vedem acum și în imagine. Nu zicem că e o mare reușită, zicem că e o mare provocare. Da, să spun, e o provocare. Și naratorul, vă rog să nu uitați, era mama dumneavoastră. Dar mama soacra mea. Mama mea. Spuneți-mi, eu am apucat să văd cânepă lucrată la țară în copilărie. Cine era îndrumătorul științific al filmului sau tehnic? Adică cineva care trebuie să fie, să fi făcut, să fi văzut soacra ca să nu greșească. Soacra mea care așa. Are 84 de ani, 85. Puțin înainte. Deci cum să milițează? Am avut o invitată. Da? Da, bineînțeles. Îmi pare rău că am lipsit. Știți, dacă toți suntem aici, eu aș vrea să profit să spun foarte deschis, nu știu cui să mă adresez, dar spun deschis că se poate cultiva cânepă doar în sistem gospodăresc. Neindustrial, ca să-l industrial. Industrial se cultivă în România, sute de hectare se cultivă. Cu aprobări. Cu aprobări, cu altă... Nu intrăm în... Okay. Noi în sistem gospodăresc am reușit, nu o cantitate mare, numai chiar special pentru acest film. Trebuie doar să faci o cerere către Direcția Agricolă, să menționezi că e terenul tău, să ai un document, ca să știe omul de rând despre ce e vorba. Și să știi. Să aduci cânepă, sămânță de cânepă cu analize de laborator. Să știți că cânepa e cânepă românească, se numește Cannabis sativa, care conține foarte puțin drog. Nu intrăm acolo. Slabă ca drog. Nu intrăm în amănunte. O avem pe prietena Leontina Prodan de la Timișoara. Ea este sălăjancă de origine și acolo a organizat pentru prima dată anul trecut Ziua Cânepii. Deci deja așteptăm să crească. Deci ați ajuns și... până la nivelul de caier, de tors, de fir, de țesut și până la... Exact până la...
haină. Trebuie să știe omul că sămânța trebuie să aibă analiză de laborator. Altfel, eu înțeleg sistemul românesc, de ce păzim atâta, pentru că e o chestie firească și normală. Bun. Acesta a fost un experiment reușit, un proiect de referință de la care ați plecat și acum aveți planuri mai mari. Acum lucrăm la un alt proiect, la o casă țărănească, românească, e proiectată. Mă ajută un birou de arhitectură fără bani, iar partea cealaltă este foarte interesantă, zidirea. Structura este din lemn, structura de rezistență, iar zidul este din cânepă și var. E o tehnologie care de foarte mulți ani Statele Unite, Europa, Franța, Anglia și așa mai departe, o folosesc și noi participăm acum la un concurs. Vrem să fim ajutați și sponsorizați de niște firme care produc această puzderie de cânepă care cade din tehnologie și împreună cu un amestec de var, un var mai aparte și cu apă, noi o să facem o casă pentru studenți și elevi, o casă românească. Deci de adevăratele? De adevăratele. Și o faceți, o dăruiți și dumneavoastră? Nu, rămâne la noi în curtea muzeului. Da, pentru este folosință. Deschisă tuturor. Va fi acces și pentru, până acum, doar din donații. Ce trăim, nu avem bilete, nu avem nimic. Intenționăm și această carte. Și se ridică tot din voluntariat. Tot din voluntariat. Vrem să provocăm studenți de la... Nu vrem, că deja am provocat studenți de la Facultatea de Arhitectură și nu numai, sunt și alții foarte... Și să toată înțeleg care dorești, mai precis. Să pună umăr, o faceți numai și numai ca să păstrați, să conservați tehnologia de construire, una tradițională, nu? Asta ar fi tehnologia substanța. Ca și tehnologia, dar noi vrem în acea casă să așezăm de la, ca și exponate, de la bobul de cânepă și până la structura de rezistență a clădirii, inclusiv zidăria, haine din toate cânepă, utilitățile țolul, din casa omului. Tot ce conține. Război de să-și dea seama. Război, da? Da, tot ce trebuie în două camere și o tindă și o întârnat, să-și dea omul seama cât de valoroasă a fost mii de ani. Și cum trăia omul român acum 10, 10. Rodica, 100. Și vreau să te aud și pe tine, că tu ești găzdoaia. În momentul în care vin musafirii, deci nu se vizitează doar așa piesele, să te uiți la ele, le poți atinge, le poți îmbrăca, ești și servit cu bunătăți preparate de Rodica. Da, îi las și la război să intre, care vor să țesă. Sunt și mă bucur foarte mult că sunt elevi tineri care chiar învață. Să știți că ar prinde bine multor dintre fetele tinere de astăzi să învețe să țeasă. Da, am încercat când vin în vizită să le arăt să-și facă un tip, să cos o nasture. Nu prea au răbdare că nu le mai trebuie acum să știe să facă, dar când avem elevii în vizită, frământ a luat și lucrez cu ei și las să facă ei colăcuță. Fac foc în cuptorul de pâine afară, îl coacem acolo. Când ei termină de vizita muzeul, le dăm în mână și văd, efectiv văd acolo cum s-o pot. Ce bună și sunt foarte bucuroși. Am avut experiența aceasta de în ziua alegerilor, de 11 decembrie. Facem o plăcintă, de specific muzeului, fac plăcintă cu brânză, 2-3 feluri de brânză, cu codă de ceapă verde și cu mărar. Aia, când anunță oamenii înainte că o zi că vin, cu mare drag mă apuc și le fac. Cum a crescut acest muzeu de la un an la altul? Numărul celor care vă vizitează? Da. Cred că din vorbă în vorbă. Așa, da. Vizitatori care au fost, ei tot ne-au trimis. Tot timpul ne spun, o mai fost cineva la dumneavoastră și ne-au zis și tot așa vin. Sunt tineri? Sunt oameni mai în vârstă? Păi sunt începând de la grădiniță. Străini, da. Vin grădinițe cu proiecte. Îi așteptăm, discutăm cu o săptămână, două înainte. Îi așteptăm cu mare drag un foc în cuptorul de pită. Și avem povestioare despre, nu știu, depinde, despre un fus cu zurgalău, despre o ciuaie, un clopot... foarte multe lucruri. Și astea le spuneți dumneavoastră cu vorbele încercăm să le, da, exact cu piese, cu obiecte din muzeu. Tinerii sunt foarte curioși, străinii sunt foarte curioși și ai noștri, asta e o constatare a mea și a soției, și ai noștri români sunt, dar vin cu specific, vin cu proiecte,
vor să facă proiecte împreună cu ale noastre proiecte, să le așezăm, pentru că avem curte mare, avem iarbă, avem pomi și atunci scot copiii afară și nu numai că vizitez un muzeu, aia e o chestie care se termină în câteva, să zicem, o oră, oră și ceva, povești, și pe urmă liber. Îi ducem afară în câmp, am dus câteva clase, la pășune, unde au mai fost vaci, au fost capre, oi, au mai cules niște frăguțe, când au floricele, chiar când a fost perioada asta. Inclusiv profesorii și învățătorii scapă câteva ore de ceva ce nu vă puteți imagina, că e o responsabilitate. Și trebuie să spunem că acest muzeu este în Cluj-Napoca. Este pe Valea Soconului. Da, cred că e prea puțin cunoscut, după părerea mea. Se ajunge foarte greu că e drumul lui Drumului, dar în rest, înțeleg așa. Asta, familia, da? Sunteți dedicați în exclusivitate acestui lucru? Da, numai pentru așa ceva. Da. Cum? Rezistați sufletește, financiar, din toate punctele de vedere, financiar faceți mai puțin, față? Dar să știți că dacă ai sufletul deschis... Dar rezistăm. Rezistăm. Dacă ai sufletul deschis, toate sunt așa. Știu, dar și banii Viorel contează. Viorel mă întreabă de unde bani. Da, de unde ce faceți? Dacă sunteți dedicați, trup și suflet, înțeleg. Au venit ceva donații, dar nu foarte mulți bani. Dar tot ceea ce am câștigat noi în ultimii ani, eu am lucrat în domeniul construcțiilor, am învelit foarte multe case în țară și... Deci ați avut o meserie prin care ați câștigat, bănoasă, să spunem. Da, și muzeul e construit chiar și deschis chiar într-un atelier. L-am modificat. Cine sunt donatorii sau cine ar mai putea să fie? Pentru că e important. Cine gândește și tot simte cu ca și dumneavoastră, că trebuie să fie la tot fel. Tot oameni cu suflet. De exemplu, azi a fost o familie, vroia ceva pentru viitor. Să scoată copiii, o familie care și are doi copii mici și duce undeva și acolo au un club și vor să scoată copiii la, cu aeromodelism. Și n-are unde. Haideți să facem un parteneriat, modelismul în curte afară și muzeul. La plecare... o lăsat 25 de lei. Vedeți, toate astea sunt lucruri ultimele ore, v-am spus. Nu vrem nici publicitate așa mare, pentru că... N-aș face față? Ne-am interesat și în Polonia, cam cum stau lucrurile, sau în alte țări foste comuniste. Vreau să vă întreb dacă în exterior se practică. Există astfel de muzee vii? Ați luat un exemplu din străinătate? Sunt foarte multe, intrăm pe net, nu numai în Polonia, inclusiv la noi în România. Scopul pentru care eu cu Rodica alergăm atâta e o mare provocare, trebuie să înțelegeți, pentru alții. Și ne atingem scopul. Asta e vorba. Da. Noi dacă reușim să vă provocăm pe dumneavoastră, să ne călcați pragul, dumneavoastră o să duceți mai departe o informație. Da, o să te sunt duci acolo. Convins, o să te duci acolo, dar trebuie să nu crezi că e un program de la 8 să deschide și la 4 să închide. Nu, e un proiect de suflet de la început și dumneavoastră mă sunați cu o zi, două înainte. Ca să știm cine este, de ce vine, ce dorește și cum să-l aștepte. Mai vreau să dar totuși, de ceva. Ce nu vă place să vă faceți publicitate? Ne facem, dar e prea mare volumul de lucru. Eu am avut foarte mulți angajați. Să primiți doar oaspeți și două persoane munciți. Să vină în fiecare zi sau de construit. Nu știu câte ori pe zi și trebuie cineva, nu? Cel care îți face un serviciu trebuie să-l plătești. Nefiind bani, nu poți să-ți permiți. Proiectele astea care societatea românească, nu știu care și de unde, noi nu avem un fir, nu avem un capăt, nu noi muzeul, societatea românească, de la care să pornim, să mergem înainte pe termen lung. O direcție. O direcție. Noi încercăm să provocăm deocamdată. În Polonia s-a mers pe termen lung? Ce ați văzut acolo? În Polonia, tot așa familii care sunt mult mai în față decât noi, ele au reușit pentru că sunt mai uniți și vin finanțări pentru diferite proiecte. La noi proiectele astea, statul polonez. Păi, vreau să mai întreb și tot din comunitatea europeană. Dacă v-ați gândit să consultați pe cineva pentru să accesați fondurile europene, pentru că sunt pentru conservarea patrimoniului, dar sunt și la Ministerul Culturii. Este un program exact cu acest titlu, da? Pentru conservarea patrimoniului
și să pun la dispoziție în funcție de amploarea proiectului. Am văzut. Trebuie să consultați știți care e problema? Firme. Am accesat, n-am reușit, da. Noi... Ok, deci sunteți la curent cu asta. Noi, deci s-au zbătut oamenii, au încercat pe mai multe planuri. Să știți că noi n-am știut că unde o să ajungem la început. Acum suntem aici în faza asta. Nu putem să le facem noi pe toate. Noi deja știm ce avem de făcut și ne ocupăm de aia. Bun. Punct. Statul, dacă poate, sau organizații, să vină aproape de noi, fără să ne mai implicăm noi. Dar trebuie să cereți ajutor, trebuie să bateți, că altfel nu aveți șansă. Ba da, avem colaborări, sigur că da. Muzeul colaborează foarte bine. Haideți să ne spună și doamna Rodica. Cureaua de transmisie cea mai potrivită din această zonă. Am făcut chiar proiecte împreună. Da, și avem proiecte mici, avem și cu Consiliu și cu Centrul de Promovare. Ce ziceți proiecte mici? Ce numiți proiecte mici? Așa au fost, joc pe ulița Săporului, Festivalul Tradițiilor Păstorești. 2000-3000, bani mărunți. Pe care le găzduiți dumneavoastră. Deci puteți să organizați evenimente cât de mari. De exemplu, am făcut un flash, un flash mob de ziua internațională a ei, acum 2 ani, în tot orașul. Dar, vedeți, noi nu suntem foarte atenți la ce dorim. Noi publicul sau dumneavoastră? Și noi. De exemplu, am folosit cuvântul flash mob, pentru că așa trebuie așezat în proiect. Cuvântul ăsta în românesc. Dar ce e ăsta? Iertați-mă, dar ce e? Avem un minut și nu știe vreau lumea. Să vă întreb despre planuri realizabile în 2017. Rodica? Tot așa avem colaborări cu licee, așteptăm când va fi săptămâna școală altfel, vin elevi la noi și organizăm șezători, avem înainte de postul Paștelui o să organizăm cu Consiliul Județean, de exemplu, anul trecut, i-am invitat în Pășune și am făcut un eveniment foarte reușit cu Centrul de Conservare al Consiliului Județean. Anul ăsta dorim din nou, dar proiectul a fost al lor. Eu i-am invitat și și-au dat seama, da, domnule, uite ce perspectivă și ce proiect mare se poate face pe viitor. Pașii nu se pot face așa de rapid și să-și înveți repede. Trebuie ușor, avut răbdare. Suntem mai eficienți așa cu pași mărunți și... Așa sardelenii. Pași da, mărunți, va veni sigur, vremea primului morcov. Angajat, cred dar că. Sigur. Sunteți conștienți de asta? Primul angajat. Am avut foarte mulți. Am avut foarte mulți angajați și... E foarte greu să ai angajat. Noi locuim acolo și de-aia am zis că totuși să păstrăm un pic decât și pentru noi liniște să avem și de-aia nu ne putem angaja. Să știți că am reușit. Voluntariatul. Și voluntariatul, și aveți, da. Și cu drag, trebuie să încheiem. Neaghiță, eu totuși subliniez, anul acesta terminați Casa Cânepii. Trebuie să o terminăm până la 31 decembrie. Acesta este clar un proiect pe care îl să știți că dacă nu primesc cânepă de la cei care s-au angajat, eu o fac din cârpici, tot o fac. Bun, venim acolo. Mulțumesc încă o dată ca să o stai alături de noi. Mulțumesc, Viorel. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Luminița Purdea Cotuțiu și vă doresc toate cele bune.